Din nou Samsung Fold, Android 10 și o funcție foarte interesantă. Haideți să vă arăt cum puteți folosi uh, editorul din galeria telefonului vostru pentru a îndepărta un element din fotografiile voastre. Simplu de tot, dacă vreți să îndepărtați ceva de genul acesta, un anumit uh, obiect din fotografia voastră uh, sau o anumită zonă, aveți la îndemână această funcție, repet, din galeria telefonului vostru. Haideți să vă arăt cum o accesați. După cum am spus, accesați galeria foto, alegeți-vă o fotografie cu care vreți să lucrați, să zicem aceasta și să spunem că am dorit să îndepărtăm câteva butoane din ea sau de ce nu dacă avem un portret și aveți un coș pe față, îl puteți îndepărta cu o simplă atingere de deget. Așadar, apăsați butonul de editare foto, acest creion. În acest moment glisați partea de jos a telefonului vostru până la ultima iconiță, aceasta și apăsați-o. Aici de asemenea aveți o serie de funcții însă ne interesează iconița numărul 5 pornind din stânga spre dreapta așadar apăsăm pe aceasta. Aceasta este funcția de îndepărtare a anumitor zone din fotografia voastră așadar îndepărtează uh, un element pe care nu îl doriți acolo. Aveți posibilitatea de a alege grosimea uh, creionului de selectare a respectivei zone și de asemenea, butoanele de înapoi și redo în cazul în care greșiți ceva. Pentru a îndepărta o anumită zonă, faceți zoom pe fotografie, observați, pentru a vă mișca pe fotografie însă trebuie să glisați cu ambele degete stânga-dreapta. Dacă ați greșit cum am făcut eu, apăsați butonul de back și haideți să îndepărtăm uh, această literă, spre exemplu. Ok, am selectat greșit eu, în fine. Ceva de genul acesta, la fel și aici. Îndepărtăm această zonă printr-o simplă selectare și colorare. Cam asta este tot, simplu de tot. Samsung Fold, Android 10, această funcție funcționează, această funcție este disponibilă pe uh, aproape orice dispozitiv Samsung, nu știu dacă e disponibilă însă pe Android 9 în acest moment, nu mai rețin exact, așadar testați din galerie, fără nimic special, ci doar cu editorul foto nativ al telefonului, simplu de tot și foarte util aș zice eu.